Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare generală pentru luna nouă din balanță. O lună nouă frumoasă, sub influența lui Venus, o lună nouă sociabilă eventual, sau care aduce parteneriate, ori reface parteneriate, rămâne de văzut. Dar parteneriatele astea nu se referă musai la povești de dragoste, pot să se refere și la parteneriate între membrii familiei, împăcări, sau inițieri de colaborări, da? Începuturi de colaborări în afaceri profesionale, amicale. Sunt multe variante, nu stau acum să... Această prezentare nu vorbește musai despre luna nouă în balanță, cât despre ce evenimente putem trăi unii dintre noi, unele, niște aspecte în viața noastră care se manifestă în această perioadă. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Haideți să vă dau și mai aproape imaginele. Deci, am laminat, am făcut o mare greșeală că mi-am laminat cărțile și uitați cum lucesc. Deci, evident că nu o să mai repet greșeala. Acesta este numărul 1. Acesta este numărul 2. Acesta este numărul 3. Puteți să vă puneți pauză și să alegeți. Eu o să-mi continui prezentarea. Să pun cărțile deoparte și încep. Numărul 1. După cum se și vede, se și deduce, nu doar că v-a atras imaginea, dar poate că v-a atras pe unii dintre voi și conceptul acestei lucrări. O femeie cu încă o figură masculină, ar putea să fie cu partenerul său sau cu un înger. Ar putea să fie ori un soi de anunț pe care îl primiți de veste, pe care îl primiți de la îngerii voștri protectori, că ceva se va concepe. Nu musai un nou copil, ceva, o nouă casă, un nou parteneriat, cum am spus la început, un spor de bani, ceva se va întâmpla. Deocamdată e în faza de lucru, e interesant că este ca o lună plină, interesant, dar mulțumesc de mesaj, e ca o lună plină acest bănuț de aur, acest univers. Probabil că veți simți mai intens la luna plină ce se pregătește acum, unii dintre voi, sau la o lună plină, pentru că luna plină înseamnă împliniri. Deci ce reușiți să faceți acum, ce comunicați, cum se așează energiile, veți simți la o lună plină, următoarea sau alta. Ce frumos este că în acest mesaj avem și o pasăre, iar o chestiune de comunicare între cei doi, vedeți, este ca o pasăre. Rozul ăsta îmi spune că totuși e o comunicare, și albastru reprezintă comunicarea, dar rozul mi-atrage atenția că e o chestiune care ține de dragoste, dragoste necondiționată sau eu știu de care o fi, vom trăi, veți trăi și veți vedea. Aș vrea, da, să pregătesc cărțile și apoi trag și celelalte mesaje. Cum să facem? Ia uite, un mesaj pasional sau veți comunica cu cineva cu care nu prea ați comunicat bine sau care nu prea are talente în comunicare. Nu că n-ar fi inteligent, regele de spade este extrem de inteligent, ceremitul este analitic, da? Dar nu comunică atât de mult, atât de exuberant, chiar dacă poate își doresc, le place, dar probabil că aici este ceva de lucru. Este ceva de lucru. Pentru unii, un personaj analitic și rațional are să vă transmită niște mesaje, n-aș spune musai șocante, deși am văzut turnul în timp ce am amestecat și 10 de cupe, dar creative, jucăușe, inovative,
Vom trece și vom vedea. Da? Am pus, după cum ați văzut, am pus fructe de toamnă. Strugurii nu i-am spălat, că mi-au plăcut că sunt mai prăfuiți. Nu știu ce mi-au plăcut. Mi-a plăcut că sunt mai prăfuiți. Acum. O să pun deoparte această carte, da? Unde să o pun? Pun aici. Da? Voi o știți, ați văzut-o, o văd și eu în timp ce lucrez. Ce eveniment veți trăi sau despre ce este vorba? Iată. Numărul 1, 2. Ah, nici de-o nu așteaptă. Iar interesant, trebuie să alegeți. Am văzut valetul de bâte, acum apare 2 de bâte. Trebuie să alegeți voi sau cineva, dar am spus de nu știu câte ori în momentul în care cineva alege și voi alegeți. Alegeți să vă lăsați aleși sau alegeți să alegeți voi. Probabil că aici este un mesaj pe care îl veți primi de la personajul pe care l-am văzut mai devreme. Probabil că acest personaj își face niște planuri de viitor. De viitor pe care le consideră cu un potențial special, altfel decât cel din trecut. Acum revenind la voi, posibil și voi vă faceți planuri să ieșiți dintr-o construcție, din casa voastră, vă căutați un alt loc, un alt drum, vă creați o nouă lume, da? Vorbind doar despre voi. Totuși, aș vrea să mai clarific cartea. Mai dăm o carte pentru acest 2 de bâte. O dată. De două. Ups. Nu se așteaptă. Vrea să vorbească. Am zis o comunicare neașteptată. Sau impulsivă. Acum, voi dacă ați ascultat, știți că va veni, dar nu știți exact când va veni această comunicare. Iar acest personaj nu musai cu născut într-o zodie de aer, dar cu marcaj puternic. Poate are ascendent și cine știe ce complex planetar în semne de aer. Acest personaj va veni într-un mod neașteptat să vă spună eventual ce a ales. Dar cum vorbim totuși de o conceptere, de un concept, bănuiesc că alege această nouă lume. Și dacă și voi alegeți o nouă lume, atunci înțelegeți că se cuplează lucrurile. Posibil să vă alegeți unul pe celălalt. La capătul setului de cărți aveți dezamăgire în cuplu, la locul de muncă, într-un contract, acasă, tradiția, religia, lucrurile pentru care ați muncit foarte mult v-au dezamăgit. Pentru alții, sau și, oricum pentru unii, o distanță necesară, să zic, unui contract la locul de muncă va aduce suferință și vouă și lor. Dacă cineva are un job la distanță, 8 de bâte, job, da, și contract, suferă din cauza că vă întâlniți mai rar, evident, nu? Deci aceasta este situația. Haideți să vedem ce alte cărți mai vin. Numărul 1. Ce alte... Ia uite, 9 de monede. 9 de monede. Da, ok, 9 de monede și cavalerul de bâte. Cineva vrea să vă cucerească, doamnelor, dacă sunteți independente, poate mai rămas cremă, dacă sunteți independente, vrea să vă cucerească. Are multă pasiune, vrea să vină de la drum pentru voi. Dar, trecem și de acest mesaj, haideți să vedem cărțile. Numărul 1, în continuare, alte mesaje. Pentru această perioadă, luna 9, ce aduce pentru numărul 1? Ce aduce luna nouă pentru numărul 1? Ia o distanță. Posibil acel personaj despre care am vorbit. Comunicare, că tot e luna nouă în balanță și balanțele sunt sociabile și comunicative. Vedem o carte. Ia uite și îndrăgostiții. Cavalerul de cupe și îndrăgostiții. Acest personaj e îndrăgostit, da? Ține foarte mult, eventual ține în secret această dragoste. Da? Și ține secret pentru că încă are de ales între contractul respectiv, care e la distanță, care aduce, ia uite, suferință, dacă au revenit cărțile, dar și bani necesari și voi, dragostea lor, atracția lor și simt deja fiori, înseamnă că am dreptate, da? Hai să mai vedeți cărțile? Hai să luăm și niște clarificatori.
Aș vrea totuși la capătul setului de cărți 6 de bâte, 4 de cupe. Da, sunteți supărați, poate și unul și celălalt. Și totuși este dragoste între voi și este și oh, și adevăr sau este potențial de victorie, cum am zis mai devreme. Cof, pentru că a apărut totuși luna, mai sunt niște lucruri care trebuie dezvăluite, dar Regina de spade și regina de monede, și nu mă refer la zodii, cât mă refer la energie. Nevoia de a discuta emoțiile pe care le simți și unul și celălalt, de a fi sincer cu regina de spade, de a fi direcți și de a crea, apropo de concepție, da? Aici este un simbol fertilizat, care reprezintă fertilitate, da? Acest personaj, nu musai, repet, nu musai semn de aer, poate să fie oricine, dar cu marcaj puternic, în ce sens? Repet, este rațional, vrea să creeze ceva cu voi. Într-un fel și voi creați, uite, 6 de monede, se vrea o colaborare, se vrea reciprocitate. Pentru că ăsta este cuvântul de bază în această perioadă a zodiei balanței, reciprocitate. Și dacă sunteți supărați, pentru că s-a mai întâmplat una alta, cel 3 de spade, 3 de cupe, poate să fie jobul la distanță, da? Cupa aceea care e deoparte, a treia cupă, e un job la distanță și separă cele două suflete, da? Sunt multe motive, dar dacă sunteți supărați, se vrea, cu 6 de bâte se vrea victorie, se vrea împăcare, de ca și când cineva vine să vă ofere ceva, o coroniță, am văzut și cupe, valetul de cupe, da? Unde era? Era pe aici, da? Uite, aici, cavalerul de cupe, se vrea comunicare, se vrea exprimarea sentimentelor, se vrea evoluție, pasiune, evident. Pentru că meritați. Și nu doar că pentru că meritați, acum că sunteți singure sau nu sunteți singure, această preîmpărăteasă este starea cuiva, voastră sau a lor. În general, preîmpărăteasă este singură, da? Independentă. Dar o trăsătură care cred că e mai importantă în acest context este capacitatea de a inspira pe celălalt și pe alții. Și într-un fel sau altul, cine se simte aici în această energie nouă de monede, inspiră pe celălalt să vină să-și exprime, da, apropo de comunicare, inspiră să-și exprime emoțiile, să aleagă victoriile, da, victoria care, uite, se vede aici, da? Inspirat să iasă din anonimat, eventual din munca în exces, da, din... n-aș spune slugărnicie, că 8 de monede nu înseamnă slugărnicie, înseamnă muncă în contract, am văzut marele preot. Inspirați să fie independenți, să fie dinamici, să se implice. Mai dăm o carte. Nu, hai să clarificăm. 9 de monede, vreau frumos, o dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, valetul de cupe. 8 de bâtă, vreau frumos, o dată. De două ori. Nici nu vrea să aștepte. Iar, măi, deci am amestecat și cum vine, da? Munca la distanță și totuși se vrea comunicarea. Mai dăm, ia uite, justiția, iar contractul sau cineva, dacă e cu marcaj în semn de aer, probabil că are și marcaj în balanță sau pe casa a șaptea, casa a șaptea. Oricum, acest personaj suferă, trebuie să... Ce-a făcut? Da, s-a mințit într-un cuplu, eventual, s-a muncit... într-o direcție nepotrivită. Da. Văd și lacrimi, dar și schimbare de perspectivă, de viziune cu spânzuratul. Am văzut și împărăteasa care înseamnă foarte mult. Poate să aibă probleme cu mama copiilor, cu mama lor. Poate să... aibă probleme cu exprimarea iubirii, Venus, da? Să fie o luptă, egoul, frica de dragoste, eu, da, sunt multe posibilități. Vedeți cum se adaptează aceste mesaje în viața voastră, da? Hai, clarificăm cavalerul de cupe. O dată, de două ori, de trei ori, doi de spade. Iar s-a oprit la 6 de bâte, se vrea victoria. Iar doi de spade, doi de bâte înseamnă analiză și introspecție și nevoia de a alege. Am văzut și drăgostiții, da?
Ce se reușește? Hai să vedem totuși ce se reușește. În acest context, care este finalul acestei situații, acestei povești? Finalul, evident, în această perioadă nu e finalul final, da? Ce se realizează până la urmă? Ce se realizează? Ce reușiți să faceți? Iar doi de monede, probabil că vedeți 2-2-2 adesea, da. Trebuie vindecat această rană și am zis, unul dintre voi aveți această capacitate de a inspira la vindecare. Clarificăm și doi de monede. Sunt multe. E vorba despre acest rege de spade, foarte mental, care trebuie să aleagă și s-ar putea să aleagă mai greu, dar aveți răbdare. Dacă vreți, evident, nu e obligatoriu. Dar concepția unei idei, a unui lucru, a unei situații, a unei colaborări, a unui copil, eventual, deși, da, e posibil și copil, pentru unii dintre voi sau cineva să-și dorească copil cu voi, voi să vă doriți copii cu ei, această concepție, în general, necesită timp, da? 7-9 luni de zile. Nu zic că durează 7-9 luni de zile, deși e normal să dureze, nu? Să vă dați timp să vă cunoașteți unul pe celălalt, dacă sunteți la început, dacă acum vă alegeți, dacă acum vreți să creați. Trebuie să vă dați timp să se manifeste. Clarifică-mi. Da. Ah, 10 de cupe! Ce frumos! 10 de cupe. Aici este. Ce alegeți? 3 de spade, care poate să fie și al vostru și al lor, suferința sau bucuria, idealul. Turnul și regele de... Uite, e o chestie explozivă. Iar faetonul, nu am văzut distanță. Ce am vrut să zic cu iar? Nevoia de a călători. De a călători înspre voi. Iar acest rege de spade. Acest rege de spade care de obicei este rece, dar cu față de voi este plin de pasiune. Plin de pasiune, de încredere, de optimism. Repet, îi inspirați să călătorească peste 10 mări și 10 țări, să vină înspre voi. Vorba vine, așa a venit inspirația, probabil că așa ar face. Da? Și iarăși, faetonul vorbește despre alegeri. Dar cum poți să mergi înspre destinul tău dacă nu alegi, nu? Și iar, e o chestie de intuiție, de lună nouă, poate că la lună nouă își setează această dorință de a fi nu doar un cavaler de bâte, nu doar un cuceritor, ci un personaj plin de pasiune care își transformă și ei viața, dar vă transformă și pe voi cu acest turn. Interesante mesaje. Mai dăm o carte pentru numărul 1, un mesaj în plus, un sfat pentru numărul 1, numărul 1. Sunteți pe calea cea bună. Dacă vă rugați la îngeri, o să vă aducă persoana potrivită. Cu fie aceasta, cu fie alta, da? Lucrați cu florile și fiți în lumină și în dragoste. Ca să atrageți, țineți de magnetismul 8 de monede, țineți de magnetism și de transformare, da? De alchimie. Magnetismul acesta vă va transforma viețile amândurora, dar pentru asta, ca să se transforme în bine, înspre acest 10 de cupe, înspre acest ideal, ca să alegeți corect și unul și celălalt, să aveți puterea de a alege și de a vă transforma viața radical, am zis, e o chestiune foarte explozivă între voi și energie explozivă, dar și felul în care va veni mesajul și în care veți fi aleși și în care se va manifesta această comunicare emoțională și acest ideal. Se vrea o familie fericită cu copii. Cu copii. Sau măcar în care vă exprimați emoțional. Poate nu veți face copii voi, dar poate au ei copii sau voi aveți copii și vă lipiți, să zic, familie sau bagajul cu care veniți. Și creați ceva frumos. Alt mesaj de la înger pentru numărul 1. Mesaj de la înger pentru numărul 1. Luna nouă. În balanță pentru numărul 1.
Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. În primul rând, trebuie să aveți, aici este problema și suferința, trebuie să vă dați timp să aveți, să petreceți mai mult timp de calitate împreună. Și dacă este cineva la distanță pentru muncă, aici este o problemuță. Dar eu știu, cu planuri înțelepte, posibil că în timp se poate manifesta această fericire. Simple acte de amabilitate. Deocamdată manifestați amabilitate, cum am zis mai devreme, fiți în lumină, în dragoste, în vibrație înaltă, înconjurați-vă de flori. Casă de viață, ca să fiți într-o stare optimistă și să vă atrageți acest partener care și el devine optimist în preajma voastră. Ce energie aveți voi în această situație? Odată. Ce energie aveți voi, luna nouă în balanță? Ce energie aveți voi în această situație, în această, acest concept sau concepere sau concepție? Ce energie aveți voi în această situație? Octopus, da, are secrete, că dacă e cu 8, știți bine pentru mine, când e cu 8, e și casa 8 a scorpionului. Sunt lucruri pe care nu le știți. Interesant, văd numărul 22, poate cineva este marcat de numărul 22. Aveți numărul de la mașină, de la casă, data nașterii, numărul de destin, ceva, numărul 22, pentru unul dintre voi. Dar aveți 8, iar 8, 8, 8, 2, 2, 2, da? 2, momentul de alegeri și apoi transformarea. În momentul în care faceți alegerea, intrați în transformare. Octopus, energia voastră în această situație. Mai îi atrageți. Există magnetismul ăsta despre care am zis și care este evident la octopus. Care e cuvântul? Înfășurați unul pe celălalt, voit sau, deși cred că și voi, nu pot să cred că e involuntar. Amândoi sunteți inteligenți, dar hai să vă zic despre voi, cum trebuie să fiți inteligenți, creativ, că știm că această caracatiță e extrem de creativă, poate să desfacă, da, dopul de la sticlă și să bea Coca-Cola și voi să vă întrebați cine a băut, fantoma sau caracatița. Caracatița mi se pare totuși o ființă foarte... am zis, creativă, inteligentă, periculoasă, dar are o senzualitate care atrage și respinge. Respinge în sensul că simțiți pericolul, dar la un moment dat e atât de intensă energia emoțională, că e semn de apă, energia emoțională dintre voi sau a voastră în această situație, încât... alegeți să experimentați această senzualitate. O energie sexuală foarte intensă între voi, eventual a voastră în această situație. Hai să vedem totuși dacă e vorba de altcineva, că e posibil acest cavaler de spade, chiar și am văzut și regele, de asta reprezintă un personaj, nu musă o situație. Că acest cavaler de spade poate să fie vești, da? Destul de bruște, destul de poate între voi și un semn de foc, chiar se dărâmă totul și vă duceți într-o nouă direcție. Da? Într-o nouă direcție care vă vindecă și care vă aduce transformare. Asta a fost un alt mesaj. Dar hai să vedem totuși energia acestui personaj. Bă, totuși e semn de aer. Ia uite, regina de aer, Uliul și Libelula. Unul dintre voi este foarte înțelept, altul este un pic mai jucăuș. În ce sens înțelept? Aș putea să zic că o persoană rațională poate să fie și calul, pentru că e rațională, poate să fie și mai pragmatică, da? Dar celălalt, inspirațional. Ia uitați-l, aici este, da, de-aia simțeam că Uliul nu este regele de spade. Uliul este acest personaj, este persoana idealistă, da? Parcă de aici de aici începe curcubeul pe care îl aveți ca și final. De aici. Din felul în care gândiți voi despre viață, principiile voastre înalte a acestui personaj care inspiră pe X, vedeți pe cine inspirați, sau pe Y, sau poate pe foarte mulți, da?
Și simt că inspira și libelula aceasta jucăușă comunicativă, sociabilă, dragonfly, care zboară din floare în floare uneori, gen cavalerul de bâte sau cavalerul de spade, îi inspirați înspre ceruri mai înalte. Da, interesant, dar vedeți cum e, înspre ceruri mai înalte. Îi inspirați să muncească, să se transforme, să crească, să exprime emoțional. Frumos, frumos. Haideți energia lor. Energia lor, te rog frumos. Energia lor. Opa, așa! Ia uite, colibriu. Energia lor. E o energie iar jucăușă, un pic mai bine decât libelula. Tot semn de aer. Îi face să... Cum am zis mai devreme, dacă regele de spade... Iar ideal, persoana idealistă. Îl ajută pe celălalt, oul negru și oul de aur, îl ajută pe celălalt să deschidă inima, aici, chakra a patra, și să comunice. Comunicare emoțională și ce fioram, este schimbare de emoții, de transformare. Dacă personajul până acum a fost sarcastic, din niște motive, dreptul fiecăruia sau motiv, fiecare are motive să fie sarcastic, în preajma voastră, acest personaj devine, nu să-i jucăuș, cât încrezător, și foarte doritor să guste din nectarul vostru. Acum înțelegeți ce vreți să înțelegeți, pentru că sunt și conotații sexuale, da? Apropo de nectar, doamnelor, domnilor, dar trecând peste acest nectar, colibriu începe să strălucească. Iar este curcubeul. Strălucește în preajma voastră. Simte o altă energie. Și foarte interesant, pentru că totuși energia acestei situații și a voastră într-un fel sau altul e destul de misterioasă, e un întuneric. Creativitatea voastră, hai să vedem, da? Creativitatea voastră și inteligența voastră în această situație îi învață și pe ei sau îi determină sau ce efect poate să aibă această inteligență și creativitate, da? Îi ajută pe ei să împrăștie întunericul din jurul lor și să se înconjoare de acest curcubeu, de idealism, de dragoste, de speranță, de posibilități, da? Dorința de a explora viața sau cuplu sau relațiile dintr-o altă perspectivă victorioasă, da? Frumos! Frumos! La capătul setului de cărți avem unicornul, iar... Unicorn. Aveți viziune. Voi aveți viziune. Eventual și ei încep să aibă viziuni referitor la voi. Dar, repet, voi îi inspirați. Pentru ei sunteți ca niște unicorni, niște ființe venite de pe altă planetă. Poate chiar sunteți, pentru cei care credeți în chestiile astea. Și știu că sunt câțiva care ascultă. Poate chiar sunteți de pe altă planetă și sunteți veniți ca să inspirați, să dați speranță oamenilor. Sunteți pe calea cea bună. Iar curcubeu, da? Sunteți pe calea cea bună. Hai, în principiu mi-a plăcut. Sper că v-a plăcut și vouă cât am vorbit, 20 ceva de minute. Hai să strâng cărțile și să mă pregătesc pentru următoarea etalare. Între timp, până strâng cărțile, să mai spun câteva cuvinte, nu? Nu lăsați, dacă voi, pentru că este energia voastră în această tendință și e octopus, dacă voi veniți dintr-o situație întunecoasă și aveți această capacitate de a transforma, că am vorbit de alchimie, de transformare, nu doar a voastră și a altora, aici este secretul vostru, să ieșiți, chiar dacă sunteți... interesanți și atrăgători și magnetici, să ieșiți din această tendință, poate chiar e involuntară. E o sexualitate pe care nu o țineți în control. Dar ideea este să ieșiți din această energie, să păstrați și frumos din această vibrație, din acest potențial și să mergeți totuși înspre ceruri, înspre o energie divină. Lucrurile mai profunde și mai profunde decât par.
Aici este. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, pa, pa! Acum, hai să vedem numărul 2, cei care ați ales faetonul, da? Cei care ați ales faetonul. Faetonul știm că merge către stea, către destinul său. Și după cum vedeți și în carte, în această lucrare sunt deja 3 stele. Trei stele. Să vorbesc eu acum despre 3 stele. Dacă tot am spus, hai să vedem care ar fi mesajul. Pentru unii dintre voi aveți 3 variante de destin. Însă, după cum vedeți, din 3, una este mai mare. Una va aduce, de fapt, împlinire mai mare. Toate fac parte din destinul vostru. Poate, interesant mesaj, poate că unii dintre voi va schimba destinul de 3 ori. Și fiecare schimbare a făcut parte din destinul vostru. Înțelegeți? Eu înțeleg ce vrea să spun această canalizare, această idee. Eu mi-am schimbat destinul. Apropo, tot de 3 ori până acum. Am lucrat în medicină, apoi în artă și acum am intrat în zona aceasta, care simt că e parte din mine, da? Din totdeauna. Că în continuare merg în paralel și cu arta și păstrez din informațiile pe care le-am, sau lecțiile pe care le-am învățat în domeniul medical, da, dar totuși ultima manifestare este mai puternică, mai intensă. Înțelegeți? În această călătorie a voastră către destin, veți avea un partener, o parteneră care vă va susține sau care vă va ghida. Depinde unde sunteți, căluțul roșu sau căluțul albastru. Rămâne de descoperit. Oricum, ideea este că trebuie să mergeți. Ia uite unde s-a oprit, am amestecat cărțile, înspre o nouă dragoste, eventual. Să vedem acum, cărțile au vrut să arate 4 de cupe. Unii dintre voi sunteți încă supărați, plângeți după o cupă, simțiți că ați pierdut o ocazie, dar vom vedea dacă e o ocazie pierdută sau urmează să se manifeste. 4 de cupe și faetonul, semn de apă. Aici este, ieșiți din depresie și fiți determinați să vă câștigați destinul. Ce alte cărți mai sunt? 3 de spirale, un soi de 3 de bâte și sufletul vostru pereche. Probabil că la distanță și Gaia, femeia divină, eventual femeia divină, dar independentă. Divină, independentă și, vai, regina de spirale, de spade și regina de bâte. Măi, dar ce personaj! Un personaj, bărbat sau femeie, extrem de creativ, inteligent, inspirant și pentru voi și pentru alții, care manifestă abundență și transformare în viața sa. Măi, dar am zis, ia uite! Acest personaj este sufletul vostru pereche și probabil plângeți din cauza unei distanțe 3 de spirale, poate să fie 3 de, da, 3 de bâte, distanța dintre voi. Și în acest motiv trebuie să faceți o călătorie, să împliniți. Ori să fiți voi alături de ei, ori ei alături de voi, dar cred că mai degrabă voi alături de ei, dacă, da? Așa simt. Dacă știți că sunteți în această postură fără orgolii și fără mândrie, înseamnă că trebuie să îi așteptați pe ei ca să-i crește și pe ei, să-i transformați. E un fenix, apropo de transformare, să-i vindecați și să-i transformați. Pentru că iar apare 9 de spade și 4 de cupe. Unul dintre voi plânge. Plânge în sensul că e supărat. Și repet, e o distanță între voi. Oriceva a intervenit sau este deja, dragii mei, dar cu speranță, pentru că faetonul înseamnă victorie, da? Să pun cartea deoparte și să vedem ce alte mesaje mai primiți. Numărul 1. Care e situația? Despre ce e vorba? Ia uite, 9 de spade. Aici este 4 de cupe, 9 de spade. Cineva este într-o stare de stres mental, poate chiar de doliu sau pur și simplu de supărare mare, mare, mare.
Au de eliberat. Știți ce înseamnă eliberările, cum se fac. Se scrie și se arde situația ca să vă eliberați de karmă. Au multe de eliberat. E o karmă foarte grea. Mai dăm o carte. Regina de spade. Poate cu planete în semne de aer. Dar acest personaj își țese transformarea înspre bine, înspre întâlnirea cu voi, cu sufletul pereche. Poate și voi sunteți aici, poate voi sunteți aici și vă țeseți transformarea, pentru că e un fluture. Adică, cu alte cuvinte, lucrați la această transformare. Mai dăm o carte pentru nouă de spade. Clarificăm, te rog frumos, nouă de spade. Aici este puterea. Sunteți puternici. Sunteți puternici și puterea de obicei este la numărul 8, care reprezintă casa 8, a transformării, a morții și a renașterii. De-aia avem oase, avem cranii. Dar în acest context, în aceste de cărți aveți numărul 11. Probabil că lucrurile se vor transforma, le veți simți că sunt pe cale, pe o anumită cale deja, adică alegeți și intrați deja pe cale, pe călătorie, prin noiembrie. Prin noiembrie. Noi deja suntem acum în octombrie. La capătul setului de cărți, 6 de monede. De obicei, 6 de monede arată o balanță și 3 personaje. Aici este într-un fel sau altul. Există o balanță, de o balanță foarte subtilă și interesant cum... Aveți niște legături profunde, cred, cu acel personaj, cu acea lebădă, da? Cele două lebede, care vin sau mai întâlnit în mai multe vieți și au ceva de construit special în această viață. Și trebuie să vă susțineți și să vă eliberați de karmele strânse și în alte vieți, cu alte persoane, inclusiv cu persoana dragă, că ați trecut prin niște situații, ca să puteți manifesta transformarea și puterea. Dar aveți putere. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Pentru numărul 2. Cei care au ales numărul 2. Ups! Ah, ce frumos, steaua! Aveți credință! Învățați să credeți, pentru că am zis, faetonul merge către stea și nu doar că aveți trei stele, dar aveți și aici o lumină. Este lumina divină. Ascultați îngerii. Ascultați îngerii. Steaua. Ce frumos. La capătul setului de cărți, valetul de... La transformarea. Iar îndrăgostiți în această dragoste, vă transformați. Probabil că sunt niște planete în gemeni pentru unii dintre voi, ascendent. Ia uite, justiție, balanță, balanță, gemeni și Pluto. Pluto, care pe lângă transformarea pe care o aduce, are și o energie, valetul de spirale este foarte jucăuș și sexy. Are și o energie sexuală suficient de intensă cât să vă țină aproape. Dar, vedem. Steaua. Ok, mai dăm o carte. O dată. Uf! Asta vrea să fie. 9 de spirale. 9 de spade, 9 de spirale. Interesant. Și la capătul setului de cărți, spânzuratul. Casa a 12-a necunoscutului. Este o bucurie după care plângeți, dar o țineți în necunoscut, în secret, eventual nu înțelegeți de ce și vă bucură, de ce vă și întristează. Da, 4 de monede. Unul dintre voi are, trebuie să iasă din bărlogul său, da, cum exprimă și cartea. Trebuie să pună capăt, este moarte aici. Trebuie să pună capăt unor, am zis mai devreme, contracte, cercuri în care s-au învârtit. Casă, intrați în renaștere. Sunt energii intense, da? Și totuși există și o bucurie subtilă între voi. Dar în casa a 12-a. Nu, de spirale. Ne dăm o carte pentru numărul 3. Evenimente de lună nouă. Regele de cupe, King of Mirrors, da? Regele de cupe. Care regele de cupe înseamnă pentru mine dragoste adevărată? Sperați, aveți încredere că în pofida
De obicei, nouă disperare înseamnă blocaje, veți întâlni dragostea adevărată, că am văzut, e un suflet foarte special care vă așteaptă și vă va fi susținere și ghid în această călătorie de destin, întâlnire de destin. Pentru că asta înseamnă, ia uite, și marea, nu marea, și exact, ce am văzut mai devreme, Gaia sau Împărăteasa, doi de cupe, suflete perechi, da? Două de spirale. Unul dintre voi trebuie să aleagă. Este eventual, aici plânge într-o căsnicie. Acolo s-a mințit, acolo are un blocaj pe care trebuie să-l învingă. Eventual, stă lângă o persoană egoistă. În fine, hai să clarificăm. Clarificăm steaua. Pentru numărul 2, clarificăm steaua. Ops, ce sar cărțile astăzi? Iluzionistul sau cavalerul de monede. Aici este. Frumos. În capătul setului de cărți, regina de monede. Aveți încredere. Chiar dacă lucrurile merg încet, chiar dacă voi din cauza acestor transformări sau ei, ei vin greu înspre voi sau voi veniți greu înspre ei, unul dintre voi este artist eventual, celălalt ar putea să fie, interesant cu iluzionistul și cu steaua, celălalt face spectacol pe scenă eventual. Pentru unii dintre voi, nu neapărat de iluzionism, deși dacă faceți, vă rog frumos, invitați-mă și pe mine că sunt nebunită după iluzionism. Dar faceți spectacol, nu știu ce faceți, spuneți poezie, dansați, cântați, e o chestiune de scenă, da, iluzionistul, și din care faceți bani. Alții, faceți bani dintr-o afacere, sau cum să zic, nu afacere, nu pot să zic afacere, faceți bani din spiritualitate, din capacitatea voastră de a-i vindeca pe ceilalți și de a-i ghida, care pare, din perspectivă materială, pare o iluzie, dar nu e o iluzie, e un adevăr, e o altă dimensiune, e o altă latură a noastră, da? Clarificăm. Ia uite. Asul de cupe, dragostea aceasta care trebuie să năvălească în viața după suferință, după așteptare în viața voastră. Ați manifestat-o, au manifestat-o și ei și voi, mai ales dacă sunt, cred că unii dintre voi sunteți amândoi artiști. Și această dragoste trebuie să năvălească, da? Să erupă. Clarificăm 9 de spade, de spirale, pardon. 9 de spirale pentru numărul 2. Okay. Ce frumos, psihicul, psihe, lumea. Pentru unii, marele blocaj dintre voi este distanța și o distanță foarte mare. Și din cauza distanței au fost, știți bine, restricții, că tot avem și busola aici, a trebuit să vă găsiți, ați suferit, să vă transformați, pentru că apare și transformarea, suferința, da, mai devreme. Dar transformarea vă face, sau... E o vorbă, ce nu mă dărâmă mă face mai puternic. Suferința aceasta totuși vă face mai puternici. Chiar dacă aveți impresia că vă dărâmă, construiește ceva, o forță specială în psihicul vostru. Ascultați, vă rog frumos, sau citiți, dacă nu vreți să ascultați de la mine, citiți povestea dintre Psihe și Eros, pentru că am zis că e o chestiune și erotică între voi. Dar, mai presus de erotism, este o dragoste emoțională foarte, o dragoste emoțională, este o dragoste foarte profundă. Este această legătură emoțională profundă care vă transformă. Vă dă aripi. Peste blocajele astea puteți să treceți în perioada de blocaje, puteți să treceți cu gândul, apropo de psihic, da? Cu gândul treceți peste aceste blocaje ca să simțiți această legătură profundă. Ah, temperanță, aveți răbdare, puteți să aveți răbdare? Eventual lucrați cu luna, că tot avem lună, luna nouă, lucrați cu luna nouă, luna plină, ca să puteți să manifestați vindecarea și ce este de echilibrat, că la temperanță trebuie să se echilibreze ceva. Da? Unui mai tânăr, altui mai în vârstă, a unui mai înalt, altui mai mic, sunt niște diferențe, dar nu doar de fizic, cât și de experiență și de trăiri. Și aici, aceste blocaje sunt necesare ca să se mai echilibreze. Probabil că diferențe vor fi tot timpul, dar să se mai
lucreze, da, aceste diferențe. Clarificăm regele de cupe pentru numărul 2. Regele de cupe pentru numărul 2. Ups! Ai! 10 de spade. Tigrul. Posibil că unul dintre voi sunteți ori în anul calului, ori în anul tigrului, apropo de ce am văzut mai devreme, dar aici este. Pe de o parte, simt că această dragoste foarte profundă, regele de cupe, încă este încercuită de probleme, de griji ale voastre, ale lor. Dragostea ca și concept este încercuită. Pe de o parte, și voi trebuie să faceți eliberările necesare și ei trebuie să mai facă niște eliberări. Oricum, unul dintre voi trebuie să încheie un ciclu de mari suferințe, da? 9 și 10. Posibil cel care are marcaj puternic pe aer încă mai are niște lucruri de eliberat. Ca să poată să exprime, să manifeste, să trăiască în realitate această speranță, această dragoste adevărată, dragoste predestinată eventual. Ce reușiți să faceți? Da, la capătul setului de cărți aveți 8 de monede și 6 de monede. Aici trebuie să lucrați, să vă transformați cupa, să vă vindecați, să vă creați echilibru și în momentul în care sunteți mai vindecați emoțional, ca acum suferiți, aveți un echilibru financiar cât de cât. Suficient de bun cât să puteți să creșteți și să creați această speranță, probabil că atunci se vor manifesta lucrurile. Dar în această dragoste vă doriți să împărtășiți nu doar emoțiile, cât și stabilitate și sexualitate, eventual. Ce reușiți să faceți? Final, nu neapărat în această lună, la un moment dat. O lună, clarificăm luna și eremitul. Deocamdată sunteți în tăcere, sunteți în analiză. Analiza acestei luni, eventual. Lucrați cu luna, apropo de eremit, care caută lumina ca și eremitul, caută steaua. Analizați-vă cu eremitul și cu luna, analizați-vă emoțiile și negative, dar și cele pozitive și lucrați, că aici era temperanța, nu am zis mai devreme, trebuie să le echilibrați. Pentru că nu vreți să veniți cu cupa goală, vreți totuși să aveți ceva în cupă, cum am zis mai devreme, să fiți în echilibru și unul și celălalt. Dăm o carte pentru luna, clarificăm, extra, extra, câte sunt aici? Iar 10 de spirale, 3 de monede și 4 de cupe. Am vrut să spun că această lună ar putea să reprezinte, că am văzut și regele de cupe, un personaj cu marcaj și am văzut și faetonul, da, cu marcaj puternic în semn de apă. Că sunteți voi, că sunt ei, nu contează, pentru mine nu contează, dar trebuie să marchez și această informație sau să o lansez. Eu tot așa simt, că trebuie să lucrați cu ciclurile lunare și să vindecați, interesant, da? S-a oprit la vindecare și regina de... A, nu, Marea Preoteasă. Am crezut că regina de cupe. Marea Preoteasă. Trebuie să vă vindecați. Și să creșteți din punct de vedere spiritual. Dacă cineva este mai evoluat, cum am văzut mai devreme, mergeți către acel personaj. Într-adevăr, vă inspiră acest personaj chiar de la distanță. Prin legătura profundă, emoțională și energetică care este între voi. Dar afară de asta și voi trebuie să faceți lucrarea voastră personală, da? Nu poate cineva să vă vindece. Nu medicamentul ne vindecă în sine, cât capacitatea noastră de a primi acest și a absorbi acest medicament, nu?
și de a se reface, capacitatea corpului de a se reface. Bine, de discutat, nu? Eu zic să lucrați în continuare cu energiile lunare și să vă eliberați de tristețe și să intrați pe colaborare și construcție. Și implicare totală în această colaborare și construcție. Pentru unii, luna ar putea să fie frica voastră, frica voastră care vă întristează, ca nu cumva, știți, patru de cupe, are trei cupe de o parte și una care vine din cer, da? Din cer de aici, din speranță. Că vreți voi să o oferiți, că v-a oferit-o voi o ocazie pe care simțiți că ați pierdut-o, vă este teamă că ați pierdut-o. Din cauză că aveați niște responsabilități, voi sau ei, erați într-o construcție, colaborare cu cineva și a apărut a treia persoană, chiar dacă a treia persoană este mai bună, mai interesantă, sau a treia persoană este sufletul vostru pereche, bine, tot aia este, da? A treia persoană a fost, sau al treilea interes, interesul putea să fie pentru bani, pentru responsabilități, ceva. Hai mai dăm totuși niște sfaturi. Luna. Ca și final. Eu nu vreau să rămâneți în stările astea. Nici voi, nici ei. Și atunci o să mai iau încă un mesaj, dreptul meu să mai iau. Probabil că acestea sunt explicații legate de lună, de frică, de ce vă este frică. Da? Și la frică am văzut 9 de spade și 10 de spade. Amândouă reprezintă frică. Dar sunteți puternici. Sunteți puternici, vă puteți transforma. Mai dăm o carte, clarificăm totuși luna. Pentru numărul 2. Clarificăm luna, te rog frumos, pentru numărul 2. Deși am zis bine ce am zis, totuși aș vrea să rezolvați mai multe. Lucrați în continuare cu luna nouă, luna plină. Da, iar trei de cupe, al treilea element, da? Nu e al șaselea cum era în film, da? E al treilea element, doar atâta, e doar al treilea. Valetul de spirale. Probabil o atracție a cuiva pentru altcineva a schimbat atmosfera transformată, dar la un moment dat, acel trei. Însă, e frumos că a venit Phoenix, judecata. Analizați-vă, repet, că am văzut mai devreme și eremitul și eremitul analizează. Analizați-vă emoțiile, pentru că se pot transforma și judecata și puterea amândouă transformă. Amândouă vorbesc despre ieșirea din suferință. Dacă reușiți să vă transformați această teamă, vă puteți bucura de întâlnirea, că trei de cupe înseamnă și întâlnirea cu sufletul pereche și de momente drăgălașe, simpatice și accentuez, asta este necesar tocmai pentru că aveți nevoie de aceste momente frumoase, nu doar de pace, nu doar de empatie și înțelegere, dar și momente de joacă. Pentru că ați suferit foarte mult și voi și ei, da? Ați început etalarea cu suferință. Există în continuare o oarecare durere în această poveste, dar, repet, aici este transformarea psihicului vostru, felul în care gândiți, dacă vă gândiți la blocaje, veți manifesta blocaje. Dacă vă gândiți că sunteți în stare să treceți peste ele, se va manifesta dragostea, transformarea și depășiți fricile. Ne uite, la capătul setului de cărți, Gaia, împărăteasa și asul de spade și marea preoteasă.
Și patru de spirale, adică o casă frumoasă. Dar trebuie să vă luptați, să vă luptați pentru așa ceva. Însă, există, da, partenerul vostru divin, pe de-o parte, și nu e ușor când vorbim de partener divin, nu este ușoară calea, dar merită. Nevoia de a începe ceva, va fi. Rămâne de văzut în cât timp, dar va fi un început. Ar fi un început. Și totuși, dacă e etalarea pentru această perioadă, posibil pentru unii, această perioadă să declanșeze transformarea și manifestarea acestui început și acestei creșteri mult mai rapidă decât a fost până acum. Dar, repet, pentru această transformare trebuie să fiți în ce? În steaua, psihe, regele de cupe și, nu iluzionistul, regele de monede, cel care reușește să materializeze cele mai bune stări ale sale. Mai dăm o carte pentru numărul 2, un sfat, un mesaj special pentru numărul 2, în acest context, în această poveste. Aia reprezintă întâlnirea cu sufletul pereche, cu placărea geamă, în întâlnire predestinată, care amândoi, interesant, acum vine alt mesaj. Am zis, unul este luță, altul e o stea, împreună puteți să fiți o stea și mai mare. Da, mersi. Uite, profesor spiritual. Unul este profesor spiritual. Sau poate că sunteți amândoi profesori spirituali pentru celălalt. Un mesaj special pentru numărul 2, te rog. Păi, tot apare profesoratul. Da, unul este profesor. Unul este profesor. Îi place foarte mult natura. Meditează. E interesant de o alimentație sănătoasă. Își dorește libertatea. Acum, puteți să mergeți voi către un profesor care vă ajută, cum am văzut mai devreme, un personaj care vă poate ajuta, vă poate ghida către destinul vostru. Ar putea acest suflet pereche să vă ghideze către altcineva. Fiți deschiși și la această opțiune. Hai să vedem energia voastră în această situație, în acest faeton, da? Moment de alegeri importante care vă poate aduce victoria. Profesorul spiritual și sufletul și sau sufletul pereche. Ia, energia voastră în această situație. Energia voastră în această situație. Numărul 2. Haideți, fiți un pic mai vorbăreți. Energia voastră. Vă transformați, da? Vă transformați. Aici este. Hiena în acest context chiar că la semuiesc un pic cu 9 de spade. Suferința v-a făcut să fiți poate sarcastici. Uneori. Dar cineva pune lumină pe voi. Steaua care pune lumină pe această lună și vă ajută să transformați, să vă transformați. Acea latură întunecoasă, aveți o latură întunecoasă unii dintre voi. 9 de spade, 10 de spade, da? Fricile pe care le-am văzut, care trebuie transformate. Crocodilul. Marea preoteasă. Vine așa pentru mine. Tigru este marea preoteasă. Iar tigru. Iar este cineva cu marcaș puternic în anul tigrului. Un personaj cu o forță mentală foarte puternică. O forță puternică. Da, mai bine, mai greșești. O forță mentală... Da. Excepțională. Dar care deocamdată studiază, vă urmărește, posibil și voi studiați, vă urmăriți unul pe celălalt. Aha, mersi. Vă urmăriți unul pe celălalt. Unul dintr-o zonă emoțională
Că am văzut asta. A, de aici, aici sunteți posibil voi. Da, unul dintre voi, voi sau ei, da? În această apă, în ape. Interesant. Cel care este în ape, care este cufundat în aceste emoții, celălalt este mult mai activ, mai dinamic, poate. Mai, amândoi sunteți intenși, ce să mai zic, și crocodilul și tigru. Amândoi sunteți foarte intenși, însă celălalt are. Totuși, celălalt are. Am văzut Marea Preoteasă, de aici. Ah, da, uitați-o. Celălalt este. Lucrează cu intuiția sa mai mult decât cel care stă în emoții. Ah, am înțeles, aici este. Cel care stă în emoții încă mai are de descoperit această lună nouă, lună plină, simbolul Marii Preotese. Da? Este într-o insulă, se simte ca pe o insulă. De-aia probabil și plânge, dar pe această insulă trebuie să se descopere cât e de puternic sau puternică. Probabil că sunteți voi totuși, pentru că este finalul ce reușiți să faceți. Descoperiți cât de puternici sunteți în această lume emoțională și apele sunt uneori limpezi, alteori tulburi, uneori sunt line, alteori sunt valuri. Nu e ușor să fii pe această insulă. Vă aduceți aminte romanele acelea pe care le citeam în copilărie, în adolescență, despre care este. Să zic, Contele de Monte Cristo sau Cumoara de pe insulă sau din insulă aici. A, mersi mult. Și una și alta, probabil că ar trebui să le recitiți. Comoara din insulă. O să caut în bibliotecă, am uitat autorul. Aici trebuie să vă găsiți voi comoara. Aici este transformarea prin care trebuie să treceți. Comoara este în voi. Și interesant că la stea și regele de apare la stea o persoană publică, foarte publică, dacă pot să zic așa, face bani, dar bani mulți, nu e nici regina, nu e nici cavaler, nu e nici valet, adică face bani foarte mulți. Din capacitățile sale creative, dintr-un talent, să zic. Hai să zic așa, dintr-un talent. Face bani destul de mulți. Dar aici este capcana, eventual. Și aici este lecția pe care trebuie să o învețe. Da, ai o valoare. Talentele noastre trebuie explorate la maxim. Într-adevăr, putem să facem bani din talentele noastre, dar de fapt, comoara unde este? Adevărata comoară. Și cred că aici este lecția unora dintre voi. Așa am simțit să vă transmit. Ia, energia lor, a persoanei la care sunteți conectați voi, energia lor, a persoanei la care sunteți conectați, despre care, uite, regele de monede, ia uite, iar apare și regina de spade, persoană care iubește libertatea, nu știu ce am simțit nevoia să, pentru că și eu iubesc și cai, că nu întâmplător ați ales cai. Și voi și celălalt iubiți libertatea, dar unul o manifestă ideal, celălalt o manifestă. În ce sens ideal? Prin gânduri, gânduri înalte. Celălalt o manifestă în zona aceasta materială mai mult. Înțelegeți? Și iar este luna, luna aceasta pe care trebuie să o descoperiți. Este al treilea ochi. Trebuie să aveți viziune. Interesant cum vine mesajul. Alt mesaj, dacă vă simțiți pierduți, da, nouă de spade, în această lume, sau nu, lumea voastră emoțională, stările voastre emoționale, aici este puterea. Da? Aici cineva are o traistă, da? Călătoriți pe acolo, pe comoara, pe insula aceasta în care vă simțiți. Descoperiți de fapt ceva deosebit. Are o traistă, da? Aici este o comoară ascunsă pe care voi trebuie să o descoperiți și care vă dă putere. Și este vorba de intuiție și, nu, și mai bine exprimat este vorba de urgentarea. Nu.
Ba da, merge și urgentarea. Sau importanța deschiderii celui de-al treilea ochi. Să aveți o viziune despre această poveste. Dacă cât aveți viziune, steaua, da? Și sperați și vizionați, vizualizați întâlnirea cu acel personaj care vă este predestinat, cu ghidul, cu cine mai vreți voi, despre cine vorbesc eu aici, voi știți. În momentul în care vizualizați, toate și simțiți, luna simte toate stările pozitive pe care le puteți avea, le puteți manifesta în preajma lor, da? Că tot e vorba de o nouă dragoste. Veți atrage manifestarea mai repede. Un mesaj de la înger pentru numărul 2. Mesaj de la înger pentru numărul 2. Mesaj, vă rog frumos, mesaj de la înger pentru numărul 2. Hai să vedem. Uf! Ce era? Primiți dragostea cu apreciere. Aici este secretul. Ori trebuie să învățați să primiți de la persoana dragă, ori de la viață în general, miracole și binecuvântări. Da? Primiți această lecție cu apreciere și cu dragoste, în primul rând. Primiți această lecție. 34, să vă spună ceva, 13 pentru unii dintre voi, care este similar cu moartea în tarot și renașterea. Și avem aici putere și am mai văzut judecata, transformarea. Sunt lucruri foarte profunde în această poveste, dar încep să se miște cu faetonul, încep să se miște. Cam atât, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut, dar a fost destul de intens și pentru mine. Pentru unii, acum cât strâng cărțile, acest 9 de monede, de spirale sau de băte, parte din blocajele pe care le simțiți sunt și din cauza felului în care ați vorbit, ați cuvântat cândva, ați gândit ce ați cuvântat. Cum am spus și mai devreme, apropo de stări emoționale, dacă aveți speranță, se va manifesta cu cât vorbiți. Vă alegeți cuvintele să fie cât mai pozitive, vă atrageți manifestarea în realitate. Apropo de iluzionist, da? Iluzionistul are această putere a cuvântului, magician, manifestul, de fapt asta înseamnă. Ca să manifeste, să atragi în realitate, trebuie să cuvântezi, da? La început a fost cuvântul. Și cuvântul s-a întrupat, s-a manifestat. Apropo de cuvânt întrupat, poate că ar trebui să mai deschideți Biblia unii dintre voi, unii, sau poate ei, nu știu pentru cine fac această declarație, dar probabil că sunt necesare pentru unii dintre voi. Da. Cei care ați ales, dragii mei, numărul 3, cei care ați ales vocea, da? Numărul 3. Bine v-am regăsit. Încep la voi cum am terminat la numărul 2. Așa mă simt ghidată să spun. Aveți grijă cum vorbiți și ce vorbiți ca să se manifeste binele sau mai puțin confortabilul, să zic așa. În această lucrare există un citat care spune așa. Sunt că nici nu văd bine. Poate reușiți voi să citiți.
dacă reușiți voi să citiți bine, îl traduceți, da? I am the Christ Breath. Se vede? Nu am ochelarii cei buni, da? Vă rog frumos să meditați la acest citat. Acum. Lăsați-vă un pic ghidat și de vocea interioară și de vocea divină. Uneori pot să se manifeste amândouă în aceeași cuvântare. Poate unii dintre voi practicați muzica brusc, a venit acest mesaj. Dar pe lângă muzică, cel mai important este să vorbiți în adevăr, în dreptate, în credință, în optimism, ca să se manifeste în realitate ceea ce vreți voi să fie. Unii dintre voi trebuie să lucrați un pic cu conexiunea chakra 7-a, să vă deschideți chakra 7-a și să lucrați cu această conexiune tocmai prin ceea ce am zis mai devreme. Nu tocmai, exact. Și încercați să vă țineți secret viziunile. Este un văl pe ochii, chiar inclusiv al treilea ochi al acestei femei, al acestui personaj. Încercați să priviți mai puțin în jur la realitatea aceasta care ne este oferită unor cu forța. Concentrați-vă pe al treilea ochi și eventual țineți-vă viziunea într-o anumită protecție. În timp ce am amestecat cărțile, au venit 3 de spade, 4 de monede, marele preot și apoi judecata. Unii dintre voi s-ar putea cu acest 10 de monede care este la capătul setului de cărți să fiți într-o căsnicie sau pe lângă familia voastră care vă aduce multă suferință, la care v-ați obișnuit să țineți eventual din obișnuință, din educația, așa ați fost educați, că trebuie să țineți la această moștenire, la această familie. La această familie poate să fie și părinții, eu știu, voștri, și totuși trăiți într-o suferință. Și aici trebuie să învățați să renașteți. Și iar, ce frumos este! Ce sincronicitate! Ambele personaje cântă, transmit un mesaj, trebuie să vă ascultați intuiția îngerii. Poate, dacă faceți muzică, să vorbiți ceva din experiențele voastre în ceea ce, eu știu, exprimați pe cale muzicală. Poate muzica vă va inspira și vă va ajuta să renașteți. Oricineva care practică muzica, iar e o chestiune care ține de muzică, dar nu doar de muzică, și de conexiunea cu spiritualitatea. Ce interesant, cred că nu și-a dat seama cine a creat, văd acest mare preot, da, la trecerea între două portaluri, dar portalul acesta îl simt închis. Am senzația că pentru unii dintre voi tradiția, religia aceea strictă care vă spune una alta sau familia, neapărat familia vă impune niște reguli și nu puteți să treceți dincolo, în zona aceasta aeriană, da, aceasta spirituală, aici este familia. Că e soțul, soția sau părinții sau, eu știu, frații, surorile, moștenirile, poate sunt niște chestiuni care țin de moștenire, de bani și trebuie să țineți de chestia asta și asta vă aduce multă suferință, dar nu știu dacă e atât de importantă cât renașterea voastră. 10 de monede, puteți să faceți bani eventual și cu sufletul pereche, dar ce interesant, deci e o conexiune foarte interesantă între voi și cineva. Unul dintre voi este mai sărac, altul este mai bogat. Dar legătura voastră, comunicarea, intuiția, da? Este puternică, comunicați pe cale intuitivă, da? Poate comunicați și prin muzică, conștient sau inconștient. Comunicați unul cu celălalt prin muzică. Unul este mai bogat, altul este mai sărac. Din cauza că este mai sărac, celălalt, probabil că familia vă impune un anume comportament, 4 de monede înseamnă restricții, tot așa de educație, principii, da? Și aceasta vă aduce multă suferință. Vedeți cărțile și aici este, trebuie să renașteți. Mai.
Vă și o regină de spade. Ah, regină de spade și dragoste. Între dragoste și rațiune. Aici este. Rațiunea ce vă spune? Să stați lângă construcția aceasta tradițională, care am pus-o lângă 5 de spade, va duce multe conflicte? Sau ce faceți? Ce faceți? Unii dintre voi trebuie să vorbiți, cum am zis mai devreme, vorbiți și despre dragoste, dragostea aceasta care vă pune și în suferință, dar vă și alină. După cum vedeți în carte, există și aspectul yin și yang. Există o dragoste care vă echilibrează. Sper să mă ținem bateria. Cum să fac eu să pun încărcat? Încerc să-mi încarc telefonul în timp ce lucrez. O să pun deoparte această lucrare. Să amestec cărțile, să vedem ce alte mesaje vin. Ia uite. 8 de băte la distanță. Comunicare la distanță. Eventual niște scuze pentru unii dintre voi. Da? Să explicați de ce sau ce ați înțeles în această poveste. Poate și un dar, niște scuze. Posibil. Uf. Clarificăm acest 8 de băte. 8 de băte, pentru că tot aveți vocea, trebuie să cuvântați iar. Am văzut și regina de spade, extraordinar judecata, ca să vă împăcați cu cineva. Da, iar, deci, clar, se repetă cărțile și dacă se repetă și mesajul e puternic. Vreți să călătoriți către cineva. Ca să manifestați acea călătorie, trebuie să fiți într-o anumită, să exprimați, repet, lucruri pozitive. Posibil călătoria să fie peste hotare pentru unii dintre voi sau la o distanță destul de mare. Și această călătorie și discuțiile pe care le veți avea cu cineva online vă pot ajuta să manifestați această renaștere, această împăcare. Ceva s-a întâmplat în 2020, eventual. Dăm, te rog frumos, trei cărți pentru numărul 3. O carte, să vedem ce se va manifesta pentru numărul 3. Măi, justiția invers a picat pe jos. Lasă așa. Situația este dezechilibrată în prezent. Din acest motiv vă doriți împăcarea cu cineva. Ori vreți să rupeți un contract, ori vreți să divorțați, ori sunteți dezechilibrați, viața voastră este dezechilibrată dintr-un punct de vedere, dar justiția înseamnă și karmă, înseamnă și contracte și marele preot înseamnă contracte. Ia uite, care vă aduc suferință, v-au blocat. Vă stresează. Și totuși, personajul la care vă gândiți, Marea Preoteasă și Împărăteasă, este foarte special pentru voi. Însă lucrurile vin greu. Treceți printr-o lecție spirituală foarte grea, eremitul, care se materializează greu cu acest cavaler de monede. Poate că voi aveți tendința să veniți greu, poate voi aveți tendința să analizați sau ei. Sau pur și simplu este energia poveștii dintre voi. Dar există dragoste. Există dragoste. Care se dorește manifestată. Ui. Wow! Aveți... Wow! Aveți marcaj puternic, apropo de balanță, de casa, de luna a 10-a, pardon, roata norocului, regele de spade. Își dorește să manifeste această dragoste. După ce, după ce ceva dintre voi, așa am simțit nevoia să mă uit la capătul căzilor, ați trecut printr-o separare. Probabil această pasiune foarte intensă pe care a simțit-o față de persoana împărăteasa și marea preoteasă a fost atât de puternică, de obsedantă, că văd și acum obsesia, gândul acesta daily, da? În fiecare oră aveți cel puțin un gând
referitor la această persoană, dacă nu mereu știi, vă gândiți la ei. În fine. Și această intensitate va zdruncinat relația tocmai ca să vă regăsiți eventual și să renașteți eventual într-o altă vibrație unii dintre voi. Și zic de zdruncinare pentru că totuși justiția a venit invers. Poate ar mai fi un alt, nu poate, cu siguranță pentru unii acest mesaj e valabil. Turnul și diavolul înseamnă să vă eliberați de relațiile karmice, relații karmice, repet, sunt și în familie, de ego, de frici, de adicții pentru bani, de tendința de a face lucrurile într-un anume fel, tradițional sau netradițional, de niște lucruri. Voi le știți mai bine. Da? Voi le știți mai bine. Hai, încă o carte pentru numărul 3. Vă rog frumos. Ups, mai de ce sar cărțile? Probabil pentru că sunt alunecă... Ia uite, regina de cupe invers. Regina de cupe invers. Pentru unii regina de cupe să fie cineva, persoana dragă, care și-a retras dragostea din cauza acestor probleme, pentru că regina de cupe și simte. Dragii mei, dacă ați ști prin ce am trecut, ați spune că și voi treceți prin aceleași lucruri. Da, mi-a picat camera pe jos. În fine, sunt niște lucruri foarte intense prin care treceți. Dar mesajul principal este că dacă vă ascultați vocea interioară și îngerii care vă ghidează, puteți să mergeți mai departe. Puteți să creșteți, puteți să depășiți problemele, da? Ah, regina de cupe a venit invers. Am zis că cineva nu-și mai arată dragostea, emoțiile, tocmai din cauza acestui trăsnet interesant, separarea care a fost dintre voi și asta eventual să vă dezechilibreze și pe voi și pe ei. Poate nici voi nu mai arătați această dragoste pentru că vă este greu în acest context. La capătul setului de cărți, 9 de monede. Preîmpărăteasa, în general, este o persoană, da, cu o valoare specială. Poate nu are la fel de mulți bani, văd un 5 de monede, dar are o valoare, regina de monede, da? O valoare pe care și-o manifestă și și-o crește prin 7 de monede. Investește în creșterea sa personală. Acum că acesta ar putea să vă reprezinte pe voi, regina de cupe, sau sunteți voi aici la justiție, iar variază. Dacă vă reprezintă pe voi regina de cupe, ascultați, da? Încercați și aplicați ce am spus mai devreme. Încă o carte. Odată. Steaua. Dragii mei, uitați și la capătul setului de cărți, asul de monede. Aveți credință că puteți să manifestați o nouă relație sau să manifestați această dragoste, dacă în continuare această dragoste și din cauza niște unor probleme nu se poate manifesta, aveți încredere, rugați-vă, curățați-vă emoțional, da? Steaua fiind semn de aer, iar atrage atenția asupra comunicării, puteți manifesta. Ori în material această dragoste cu credință, cu răbdare, dacă știți să cuvântați corect, eventual pentru unii dintre voi posibil să treceți printr-un divorț, să vă răciți emoțional de cineva care a fost ca o energie foarte negativă, diavolul, nu zic, nu vreau să fixez diavolul pe o anumită zodie, nu, o energie negativă. Și repet, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și în familie, părinți, frați, surori, rude, vecini, da? Și partener de viață, da? E clar, e un divorț sau de ruptură de... De o construcție tradițională, da? Și aveți încredere că puteți să renașteți voi separat cu altcineva, dar deocamdată voi pe cont propriu. Puteți să mergeți mai departe, pentru asta trebuie să mergeți, să vă faceți planuri. Și repet cât pot de des să
Învățați să vorbiți în manifestare, să fiți conștienți de cuvintele pe care le rostiți. Clarificăm justiția invers. Doamne, prin ce a trecut acest telefonaș acum, această cameră și tripodul și toate. Clarificăm justiția invers. De ce este invers? Hai să vedem justiția invers. Poate că cineva a fost nedrept cu voi, poate că voi ați fost nedrept cu cineva. Și, ia uite, asta e. Clar că sunt niște luna și 4 de, și 5 de cupe. Regretați faptul, da, aici este. Dacă voi nu ați exprimat, apropo de exprimare, și luna înseamnă tăcere sau un văl, un văl, apropo de văl, da? Apropo de văl și e și albastru, un văl, a spus un văl peste felul în care ați exprimat emoțiile, da? Acum regretați, pentru că vă dați seama că ați făcut o mare nedreptate și în primul rând v-ați făcut vouă o nedreptate. Spun așa, poate e altcineva, nu vă supărați, da? Repet, acum spun din ambele perspective, că n-am cum să nu fiu, da? În balanță, în echilibru. Și încerc de fiecare dată, nu doar când e luna nouă în balanță. Și interesant, apare balanța, luna nouă în balanță vă ajută să vă eliberați de această durere, de această confuzie, de acest văl și să exprimați, pentru că 8 de spade, de băte, exprimă și să manifestați astfel de monede pe care le-am văzut mai devreme. Începutul. Evident că poate altcineva v-a manipulat, este foarte posibil. Și repet, manipularea asta luna poate să însemne și mamă, că tot am văzut, am văzut și împărăteasa. Poate să însemne o figură feminină în viața voastră. Ori emoțiile cuiva. Dacă voi considerați că ați fost corecți, poate să reprezinte pe altcineva. Dar ideea este că din cauza acestei situații lucrurile se amână. Sunt într-o stare de aparentă stagnare, dar nu e stagnare, se coc mai greu. Clarificăm regina de cupe pentru numărul 3. Regina de cupe. Ar putea să fie personajul acesta care și-a retras dragostea și v-a adus regrete sau au regrete din niște motive. Hai să vedem din ce motive. Ar mai fi loc de scuze? Voi știți dacă mai e loc de scuze. Clarificăm regina de cupe. Pentru că totul se dorește împăcarea. Sau, dacă nu e împăcare, împăcarea cu voi și mai departe. De ce vine așa multe cărți? Ia uitați-le. Acest personaj, regina de cupe, și-a retras dragostea din cauza că a fost pusă în așteptare. Din cauza că a fost pusă în așteptare, din cauza separării pe care am văzut-o mai devreme și diavolul pe care, da? Și își dorește să manifeste schimbare de energie. Dacă voi sunteți aici, minunat. Dacă voi vă retrageți dragostea față de cei care v-au manipulat și v-au ținut pe loc în această grădină, da, cu fructe, cu rezultate, dar... De ce să stați într-o grădină când puteți să manifestați altceva? Călătorie, da? Expansiune, 8 de bâte. Vedeți cum preluați acest mesaj, că voi vă știți mai bine viața. Dar iar apare 10, octombrie și magicianul. 1 octombrie a trecut. Poate un alt 1. 10, poate... La luna plină, din octombrie, vă eliberați total. Aici e o chestie de manifestare lunară, eu așa o văd, lună plină, lună nouă, da? Vă eliberați ca să intrați în manifestare. Dar, evident că, dacă n-ați făcut eliberările până acum, puteți să le faceți și mai încolo. Dacă simt un pic nuanța altfel la acest mesaj,
Sunt două etape, că vorbim totuși de luna nouă de acum. Așa simt nevoia să dau din mână, să vorbesc mai apăsat. Probabil cu un scop pentru anumite persoane care trebuie să înțeleagă niște lucruri. Luna nouă, ca să intre în manifestare, trebuie exprimată. Apropo de voce, la luna nouă exprimăm verbal. Vorbim cu stelele, cu norii, cu ce vreți voi, da? Cu luna, cu îngerii. Ceea ce vrem să manifestăm. Puteți să ascultați videoclipurile anterioare legate de acest subiect. Dar mai spun o dată. La luna nouă manifestăm, rostim. La luna plină scriem și aruncăm, da? În foc. Lucrurile de care vrem să ne eliberăm. Aici este o lună plină, aș putea să zic. Aici este o lună nouă, în fine. Ideea este că înainte să începeți manifestările pe care trebuie să, sau intențiile, sau să rostiți lucrurile pe care vreți să le faceți la luna nouă, trebuie să faceți înainte, trebuie să vă eliberați de dezechilibru, de nedreptăți, de tristețe, de frici, de tot ce vă atârnă ca și un bagaj, da? Greu. În calea acestei manifestări și acestei schimbări de energie. Sper că am fost clară, da? Simt și eu un blocaj în manifestare, dar pe care trebuie și va trebui și veți reuși, nu că trebuie, veți reuși să-l deblocați. Pentru unii dintre voi, un personaj nu musai cu marcaj în balanță, dar care nu și-a arătat emoțiile și într-un fel sau altul a creat acest dezechilibru și nedreptate emoțională, să zicem, vrea să vină să renască lucrurile și vrea să ce să facă? Nu a exprimat și aici revine, neexprimarea revine și sub forma reginei de cupe invers. Vedeți cărțile, da? Revine. Ca să se completeze mesajul. Revine după ce ați așteptat, revine într-un mod brusc, doritor să exprime schimbarea, doritor să exprime eventual dragostea. Clarificăm steaua. Da, vrea să exprime, iau-te, valetul de... Da, toți valeții, dragii mei, și regina de spade. Pentru că apasă, apasă, 10 de bâte. Această lipsă de comunicare. Clarificăm steaua. Mie mi se pare clară etalarea. O dată, de două ori. A, nu e. Hai să vedem, este liber cum vine. Steaua, te rog frumos, clarificăm steaua. Pentru numărul 3. Dacă nu vreți să mai vină, nicio problemă. Intrați voi, dragii mei, în manifestare. Aceste cărți să reprezinte energia voastră, nu musai a lor. Ia uite, s-a oprit la spânzuratul nouă, schimbare de perspectivă. Te rog frumos, clarificăm steaua pentru numărul 3. Haide, cuvântează. Vorbește cu noi, Sfinte Duh. Vorbește cu noi, trimite mesaje. Clarificăm steaua. Nu mai pică? Cât pe ce să pice? Aici problema. Conflictul mental. Invidia unora altora, probabil acele tradiții despre care am vorbit mai devreme, dați în urmă. Invidioși sunt și printre cei mai apropiați oameni. Conflictul mental. Ego-ul, dorința de a avea ultimul cuvânt, apropo de cuvânt, de voce. Dar trebuie vindecată această tendință a cuiva. Și dacă nu e o tendință musă egoistă sau de a avea ultimul cuvânt, este conflictul mental referitor la aceste emoții, la această dragoste. Am văzut doi de cupe, da? Mai devreme. Acesta trebuie vindecat și ce frumos că s-a oprit la faetonul. Să mergeți, da? Să mergeți înainte.
dacă aveți conflicte cu cineva, aveți credință că îi veți învinge, dar într-un mod nu egoist, nu prin cuvinte, deși aveți cuvinte, ci prin cuvintele pe care le manifestați, fiți atenți, pentru viața voastră, pentru renașterea voastră. Aici este capcana multora. E o capcană aici la 5 de spade. Cum manifestăm victoria? Victoria care apare aici la faeton. Prin intuiție, prin exprimarea, sau mai bine zis, prin ascultarea intuiției, conexiunea, cum a zis mai devreme, cu divinitatea. Prin acest contact sau legătură cu divinitatea putem avea victorii. Nu ego-ul ne aduce victorii, acelea sunt false victorii. Acum, cel care are conflicte mentale trebuie să se vindece de această tendință și să învețe să creadă. De obicei, pentru mine, 5 de spade este și o persoană care nu crede în Dumnezeu. Deși suntem mulți, hai să mă includ și pe mine, care cred în Dumnezeu, da? Creștin convins, dar care uneori au tendința să mai spună cât un cuvânt sau să aibă dubii sau da, să intre în acest conflict mental. Că e al vostru care trebuie vindecat, că e al lor care trebuie vindecat, că sunt niște invidioși de care trebuie să vă vindecați tot prin cuvânt, dar repet, nu musai să le dați replica, aici este capcana, ci să cuvântați în eliberarea voastră și în renașterea voastră. Sper că a fost clar în principiu. Hai să vedem energia voastră în această situație. Energia voastră în această situație, numărul 3. Sper că nu s-a decalat sunetul, că am pus pauză de câteva ori, mai ales când a picat camera. Registrează, da? Energia voastră în această situație. Ia uite ce frumos. A zis bine, ia uite. Chakra a cincea, cuvântul, manifestarea. Dacă sunteți manifestori, ar trebui să înțelegeți ce zic. Cuvântul vă crește. Vă ajută să comunicați cu divinul sau cu non-divinul, ca să nu zic diavolul, da? Pentru că aici este și ispita în cuvânt, în replică. În replică. Și dacă știți să cuvântați, puteți să vă creați, să vă transformați. Apropo de transformare, să schimbați, dați jos pielea veche, haina veche și intrați într-o altă haină în care manifestați o nouă lume, o nouă viață. Astfel de monede pe care le-am văzut mai devreme, da? Aici sunteți voi, energia voastră în această poveste. Eventual, țineți în continuare, posibil unii dintre voi să țineți în continuare foarte mult la această poveste de dragoste. Nu clarificăm, dăm și energia lor. Dacă e vorba de o altă persoană dragă, dăm și energia lor, te rog frumos. Am văzut tarantula, ar vrea să vă cucerească, da? Sau trebuie să se lupte. Dăm energia lor. Dacă e o altă persoană, energia lor în această situație. Cel care vrea să manifeste schimbarea, ia uite. Tot două cărți. Și am început și termin tot cu 5 de cupe de apă. De schimbate emoțiile. Apropo de emoții, da? 5 și 6 de apă. 6 de apă de obicei este 6 de cupe. Relație veche din alte vieți. Energia lor, aici este. Au fost ascunși, au ținut în cerc. Ce ar fi trebuit să manifeste? Dar totuși, cât au stat ascunși, că am zis că cineva nu a arătat, ei s-au transformat, au început să radieze. Și simt că vin foarte plin de pasiune, ca un tigru, da? Vin plin de pasiune să se implice în această poveste. Ce e interesant, că deja
în această transformare au început să se conecteze la intuiția lor. Este bine. Este bine. Au viziune despre ceea ce vor să manifeste cu voi. Mai ce cărți intense și ce situații. Un mesaj special pentru trust, aveți încredere. Pentru numărul 3. Un mesaj special pentru numărul 3. Sper că nu s-a decalat sunetul. Mesaj special pentru numărul 3. Iar 7 de monede, ați văzut la șarpele, șarpele de pământ, tot 7 de monede, că tot l-am văzut aici, 7 de monede. Dar în așteptare ei s-au transformat, măi, îmi place confirmarea, da, că e 7, 7, eu am numărat cărțile care sunt. Și astea un fel de 10 de bâte. Da, s-au consumat în aceasta, dar e un consum și o încărcare, o transformare, de fapt, da? Pentru că acum vor să se implice, să arate intensitatea pe care, de fapt, o simt și nu au exprimat-o până acum. Un mesaj special pentru numărul 3, te rog frumos, vă rugăm frumos, dragii noștri îngeri, protectori și ghid spirituale. Un mesaj special. O să fac gălăgie, dar asta e gălăgie când amestec. Ia uite, călătorie. Băi, ce chestie! Nu vi se pare interesant, dragii mei? Ce chestie! Hai să pun un pic. Ia uite, călătorie, călătorie. Talk to your angels. Nu? Talk, 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 voice, cuvântare. Da, cu îngerii. Măi, deci nu se poate, ori ei au început, da? Steaua, judecata, ce fior am, voi n-aveți, dragii mei, n-aveți? Și vedeți cât, cum vorbesc acum de pătimaș, probabil că așa va vorbi și persoana respectivă. Ce drăguț, counseling, convorbire. Măi, stați de vorbă, zic eu, dacă nu stați de vorbă cu un ghid care vă ajută să rezolvați problema. Un mesaj de la îngeri pentru numărul 3, travel. Sau voi trebuie să plecați undeva, să vă luați zborul, dragii mei, ghidați de divinitate, într-o anumită direcție. Predestinată cu steaua, cum era să uit? Într-o anumită predestinată steaua. Și vă eliberați de dușman și de stresul mental. Și de cuvintele grele pe care vi le-au spus unii, într-adevăr, și cu vocea și cu cinci de spade, probabil că unii au spus cuvinte grele la un moment dat. A, te rugăm, dragă îngeraș, mesaj special pentru numărul 3. Vin mai greu, vin mai greu, dar vin. Acum trebuie să apară mesaj de la înger pentru numărul 3. Te rugăm frumos. Ah. Și mai era una. Romanță! Ce drăguț, măi! Măi, relaxați-vă. Relaxarea este esențială că venise și asta. Practicați compasiunea față de cei, da? Fiți empatici, fiți iertători, da? Aici e compasiunea, sunteți fără limită. Și ce mai zice? Acțiunile vorbesc puternic, da, degeaba, mai ales dacă nu au exprimat. Trebuie să exprime și prin cuvinte și prin acțiuni. Aveți, ia uite, și răbdare, multe mesaje pentru voi. Și dragostea îndură, fai, și iertare, măi, dar câte mai sunt? Iertare, dragostea îndură, e o poveste, o dragoste predestinată, da. Vă veți vindeca și vă veți împlini destinul. Dragostea îndură, aveți răbdare și practicați compasiunea față de cei care v-au rănit. Eventual învățați și pe ei să aibă iertare față de cei care au rănit. Liniștiți-vă un pic. Respirați adânc. Dați-vă timp la odihnă. Pentru că vă așteaptă o romanță de vis. Așa spun cărțile, așa spun îngerii. Aș vrea să-mi povestiți când se va întâmpla. Apropo de voce, să-mi povestiți. Da? Hai, merge și prin scris. Mai, cine vine, vine să vă ia pe sus. Da, ce frumos. Ce frumos. 2 și cu 5 înseamnă 7, casa 7-a, a balanței, apropo, și a.
legăturilor, că am văzut, parcă la voi am văzut asul de monede, nu? Legăturilor de lungă durată, parteneriatelor, dar și romanță. Bine, romanță e casa cincea, dar frumos. Cine vine, ai, frumos. Că e vorba și de muzică, și de dans, și de momente drăgălașe, senzuale. Frumos, mă bucur, nu-i așa că a meritat așteptarea? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, pa, pa!